Salut! Mă numesc Dragoș și sunt fotograf. Deși am fost la foarte multe evenimente până acum, nu am crezut că este atât de dificil să fii chiar tu mire. Săptămâna asta a fost nunta mea și m-am gândit să fac un filmuleț cu niște sfaturi ca să vă fie și vouă mai ușor la nunta voastră. Bună ziua! Ne aflăm alături de Dragoș Constantin, fotograf profesionist. Bună ziua! Dragoș, de ce ești îmbrăcat așa elegant? Weekendul trecut a fost nunta mea și normal că m-am îmbrăcat elegant și acum am venit ca să vă convin că eu ca fotograf am fost și mire. Tu ai fotografiat multe nunți. Cum este din postura de mire? Este total diferit. Foarte stresant. Deci înainte de eveniment m-am trezit la 4 dimineața, am vreo 3 seri. Nu am putut... Să lucrez. Deci cu o săptămână înainte de eveniment, dimineața mă duceam să cumpăr anumite lucruri. După aia la prânz trebuia să mă duc să mă tund. M-am dus la stilist frumos. Mi-am lăsat barbă vreo lună ca să aibă stilistul să mă facă frumos. Apoi m-am dus la cursuri de dans. Mă întorc, vreau și eu să lucrez. Nu, stai că trebuie să faci cursuri de dans. După aia du-te să-ți iei verghetele, du-te să-ți iei... Foarte complicat. Cum ți-ai găsit timp să găsești un fotograf pentru nuntă? Fiind fotograf, dai seama că știam multe persoane, mai bune și mai rele. Ideea este să fii o persoană care te înțelegi, care să ai chimie, să nu fii stresat în fața ei și mai ales ce am învățat acum din punctul de vedere, din perspectiva mirelui, că nu trebuie să... Fotograful nu trebuie să fie un stres la nuntă. Deci am avut la un moment dat pe cineva, un coleg de-al meu, care mi-a pus o lumină la biserică în ochi. Deci eu vroiam să văd și o biserică, să simt momentul și aveam un reflector în ochi. Și am făcut semn, zic... Ținând cont că îl știam, dă mai încet lumina, că vreau și eu să trăiesc momentul, totuși. Dar de multe ori, nunta o facem pentru ceilalți, pentru familie, pentru prieteni. Vrem să arătăm bine în fotografii. Este mai important pentru tine să arăți bine în fotografii sau să simți momentul, să trăiești momentul, ideea să te bucuri de el? E și. Deci sunt momente care le simți, cum este biserica, care nu se repetă, gen... Și sunt momente, gen ședința foto, pentru care teoretic trebuie lăsat un timp de o oră, două, trei. Deci eu ca fotograf recomand chiar și 3-4 ore, că de obicei se ajunge la două, așa se întâmplă, din cauza stresului și din cauza întârzierilor. Și acolo ies poze interesante, frumoase și în rest ar trebui mirii să simtă moment. Plus că la dansul mirilor, de exemplu. La dansul mirilor eu am vrut să stingă lumina. Pentru fotograf asta e o crimă să stingă lumina, că nu mai poți să faci poze. Și atunci ce faci? Că ideea este următoarea. Pe mine nu mă interesează. Am ajuns la concluzia că pe mine nu mă interesa foarte mult de fotograf. El să-și facă pozele, eu vreau să-mi fac dansul. Ok, dar memoriile fug și se spune că rămân fotografiile. Asta este adevărat. Dacă mirii vor neapărat fotografii clare cu ei să arate foarte, foarte bine, atunci se aprind luminile. Eu ca fotograf de obicei întreb mirii. Vreți fotografii să vă vedeți perfect sau vreți de ambianță în care, mă rog, te poți vedea siluetă, nu e atât de important să te vezi țiplă, să zic așa. Spune-mi 3 sfaturi pentru un fotograf profesionist. Tu m-ai întrebat de punct de vedere al fotografului sau al mirelui? Pentru un fotograf. Eu spun de mire pentru un fotograf. Ideea este următoarea. Eu acum am fost mire. Ok. Fotograf am făcut multe nunți, am tot dat sfaturi ca fotograf. Așa să dau și în sfârșit sfaturi din punct de vedere al mirelui. Ok. Deci ca și mire, odată. Să nu îți dorești să-i mulțumești pe toți. Să încerci să-i întrebi. Asta e o altă problemă. După eveniment am avut o felul de mici reproșuri, să zic așa. Nu a fost, nu știu, băutură cât trebuie. Nu a fost tortul destul de mare. Dau un exemplu. N-au fost chiar așa. Ideea următoarea. E bine să întrebi oamenii. Oamenii de multe ori nu spun ei. Uite, un alt lucru. Eu, de exemplu, am fost, fiind fotograf la multe evenimente, de multe ori veneau miri la mine și mă întrebau, e ok, e tot ok? Eu n-am putut să fac asta cu fotografii, nici măcar n-am mâncat. Deci eu n-am avut timp nici să mănânc și atât de stresat am fost încât nu l-am întrebat pe fotografie, ești bine, ai mâncat ceva sau mor de foame? Nu am avut timp să-l întreb asta. Dacă avea o problemă, ar trebui să-mi spună el, adică eu n-am timp. E foarte stresant să fii mire. Am vrut să vorbesc cu toată lumea, n-am apucat să vorbesc decât 5 minute cu fiecare și nici alea calme. Ce ai învățat din postura de mire? Ai avut o revelație? Da, am avut una din marile revelații următoarea. De obicei, la evenimentele astea, te duci cu mirii când felicită invitați. Deci se duc pe la fiecare masă și bine, mulțumim că ați venit la noi la nuntă. E un moment foarte frumos.
eu ca fotograf am fost tot timpul stresat de momentul ăsta. Pentru că e stresant să stai să fotografiezi niște miri, că nici pozele nu ies extraordinare, că sunt niște oameni la masă și nici, cum să spun, e și foarte stresant și trebuie să stai după ei mult timp, gen jumătate de oră, o oră, ceva genul ăsta. E mult mai greu pentru miri. Deci a fost îngrozitor pentru mine să mă duc la 100 de oameni, să le mulțumesc la toți și problema nu era că mie îmi plăcea să vorbesc cu fiecare, numai că n-aveam timp. Nu știam când să fac asta, să o fac înainte de Pește, după Pește, că nu puteai în timpul dansului să te duci pe la mese, că nu era nimeni. Trebuia să găsești un moment când oamenii erau la mese să fugi de la o masă la alta repede, adică gen vorbeai cu unul și trebuia să zici gata, gata, la revedere următorul, știi, așa, pe alergătură. Și îți dai seama, în alergătura asta, te uitai să vezi dacă e fotograful să-ți facă o poză și dacă el nu era acolo, ce făceai? Te ușeai să-l cauți, adică pentru fotograful în principiu trebuie să fie tot timpul cu tine ca să nu stai să-l cauți. E foarte important asta, că te încurcă și mai mult te enervezi. Ai timp să te și bucuri de nunta ta? Trebuie să ai timp, că e o dată în viață. Problema este următoarea, la fel ca multe lucruri, ca și copil, când ai un copil. Până nu ai un copil, nu-ți dai seama cum e să ai copil. Până nu faci nuntă, tu ai făcut nuntă? Nu. N-ai făcut nuntă, nu-ți dai seama cum este. Deci eu ziceam că e ce mare lucru, te duci la nuntă, durează un pic, stau miri, e foarte complicat. Când e nunta ta trebuie să ai grijă, când intri în biserică, se uită toată lumea la tine, te uiți cine a venit, cine n-a venit. Și încă o chestie interesantă, nunțele nu sunt despre bani, pare că sunt despre bani, că vine omul să dea bani. Sigur că costă restaurantul, costă toate și în principiu omul dă bani. Dar în principiu dacă vine cineva la biserică, mi-a venit cineva la biserică, nu mă așteptam, soția fotografului care a fost la mine. Și a fost foarte, foarte interesant. Deci a fost un moment foarte interesant. M-am bucurat foarte mult că a venit. Deși va veni la biserică, dar el este lângă tine acolo. E un moment plăcut. Nunțile sunt despre organizare. Da. Fotograful este doar o mică parte. Este adevărat. Ai zis foarte bine aici cu organizarea. Ideea este că ce trebuie tu să faci? Trebuie odată să scrii pe hârtie totul. Trebuie să ai un program de la oră la oră. Se întâmplă, sigur, poate nu respecti, dar de la ora X la ora Z se întâmplă următorul lucru. Un alt lucru foarte important, de exemplu, dacă ai DJ, ai DJ, majoritatea au DJ, și ai și o formație, trebuie să ai grijă să nu cânte aceleași melodii, să-i pui în legătură, că poate formația are niște melodii și DJ-ul pune aceleași melodii înainte, de exemplu. Apoi, trebuie să ai grijă foarte mult, deci să scrii totul, să scrii toți pașii și, nu știu, să te simți bine. Cam asta e, da? E greu totuși, că ideea e că tot timpul tu stai după program. Zici, ce mai urmează acum? Ce se mai întâmplă? Să încerci să ai cât mai multe momente. Iar o chestie drăguță. Să ai momente și în care să te implici și tu. Gen, miri, acum dau premii. Miri, acum fac ceva deosebit. Asta a fost o idee foarte interesantă. Foarte ți-a plăcut? Bună. Da. Ați oferit premii. Da. Ați organizat concursuri. Cât de ad hoc au fost? Sau cât de... Ne-am gândit înainte, nu am știut exact ce concursuri o să facem. Am luat niște premii și zis, hai să dăm și noi niște premii prietenilor noștri. N-a ieșit, nu știu, mie mi-a plăcut. Nu știu dacă a ieșit chiar cum mă așteptam, dar a fost bine. Da. Spune-mi altceva. Da. La ce trebuie să fii precaut când alegi restaurantul? Când discuți cu cei de acolo, când stabilești meniul? Trebuie să, odată trebuie să te uiți la ce servicii au ei. Multe restaurante vin cu toate serviciile, dar unele nu sunt de calitate. De exemplu, știu restaurante care au și video, și foto, și multe alte lucruri. Okay. Trebuie să te uiți să vezi, video ăla e bun, foto e bun și așa mai departe. Un mire mi-a spus chestia asta. Mi-a zis, ne-am dus la restaurant, ne-au propus și foto și video, când ne-am uitat la foto, am ajuns la tine. Gen. Da. Asta odată. După aceea trebuie să ai grijă să fie totul all-inclusiv. Adică te duci, dai niște bani și omul să poată să-și comande ce vrea. Cât se poate acum. Trebuie să le spui și invitațiul să-și comande, că mulți nu știu că trebuie să ducă să ceară. Și așteaptă să le vină vinul și nu le vine vinul, de exemplu. Așa. Și apoi să fie, deci, să nu fie costuri în plus. Că sunt anumite restaurante care spun, domne, ok, dar șampania, de exemplu, o dăm separat, dacă dau șampanie. Și după aia spun, s-au consumat 20 de sticle de șampanie. Tu nu știi cât s-a consumat. Una, 5, 7. Deci, și dacă cere cineva altceva, în principiu să spui că nu ai. Că și asta e o problemă. Da, vă costă. Asta nu e în meniu. Sună ciudat. Uh-huh. Nu prea e ok. Deci, fără bani. Asta avem, asta cereți. Ok. Ce regrete ai după eveniment? Că n-am vorbit mai mult cu oamenii, mi-aș plăcut să, cu prietenii mei care au venit la eveniment, că
nu știu, ar fi trebuit probabil să organizez un pic mai scurt nunta, deși a fost o nuntă de duminică, a fost ceva mai scurt, ar fost interesant să fie și mai compactă un pic, că tot timpul când pleacă cineva, tu te întristezi. Pleacă mai devreme și, uite, a mai plecat cineva mai devreme. Bine că la dansul mirilor a fost toată lumea. Dar cu cât pleacă cineva, așa e foarte trist că a plecat înainte. A plecat și persoana asta, știai, nu știu, n-a plecat multă lume, dar la fiecare persoană care pleacă, așa, un regret. Așa, ce regret? Apoi regret negocierea meniurilor, zicem. Am dat un număr de meniu, câți oameni mă așteptam eu, deși cineva mi-a zis să dau mai puțin. N-am știut să fac chestia asta exact, că mi se făceau și niște place card-uri cu numele lor. În concluzie, ce ai învățat din postura de mire? Păi, în primul rând că fotograful nu trebuie să încurce evenimentul deloc, deci trebuie să ajute mirii cât mai mult, să nu-i streseze, apoi să facă fotografii normale, deci nu trebuie să facă niște fotografii extraordinare. Mirii își doresc fotografii cu ei. Deci să facă fotografii cu ceea ce se întâmplă, cât mai normale, cât mai naturale. Și apoi să nu fotografiez tot. Eu aveam tendința să fotografiez absolut tot evenimentul. Sunt anumite momente unde sunt miri, de exemplu dansul mirilor, extrem de important. Alte momente, cum ar fi că vin niște dansatori, sau este un moment artistic, faci două, trei poze, eu de obicei făceam multe poze. Nu are rost. Mirii nu-și doresc milioane de poze cu, nu știu, evenimentul. Își doresc poze cu ei, poze cu cei dragi și poze cu evenimentul. Și te simți bine. Și dacă tu te simți bine, se simți și ei bine, simt toată lumea. Ca să fii un fotograf bun, trebuie să treci prin toate astea? Da. Deci asta e o chestie foarte importantă. Nu cred că mi-aș mai lua un fotograf care nu s-a însurat, dacă mă întreb pe mine. Deci după ce ești mire, le-ai văzut pe toate și îți dai seama despre ce e vorba. Îți dai seama că nunta este pentru bunica, de exemplu, care, nu știu, poate e în vârstă, nu mai are mult de trăit, pentru mama, pentru toată lumea, pentru prieteni, pentru apropiați, pentru a vedea lucrurile astea peste ani de zile. Că, ok, s-a întâmplat acum, dar la album ne uităm peste 10, 15, 20 de ani. Mulțumim frumos! Mulțumesc, Marius, că ai venit la nuntă, ești un prieten deosebit. Asta a fost, sper că v-a plăcut. Nunțile sunt niște evenimente foarte, foarte mari. Trebuie să aveți grijă la toate detaliile și mai ales încercați să rezolvați totul din timp, să nu lăsați pe ultima 100 de metri. Eu, de exemplu, mi-am scurtat costumul cu 3 săptămâni înainte de eveniment, dar l-am probat abia vineri înainte de eveniment. Dacă nu-mi venea bine, sper ca tu să nu faci ca mine. Și de asemenea să-ți alegi un fotograf foarte bun la evenimentul tău. La revedere!